Salutare, dragilor! Haideți să vă prezint cea mai frumoasă platformă agricolă din România. Începem cu mazărea de toamnă, care arată senzațional. Nodozitățile deja sunt formate. Avem bob de toamnă, o leguminoasă foarte interesantă. Și începem cu cea mai frumoasă cultură, cerealele păioase de toamnă. Aceste microparcele sunt testări pentru densități. Avem și cereale de primăvară, bineînțeles. Urmează grâurile marca Saturn Union. Pentru grâuri avem grâuri Spelta, avem grâuri extra indici de panificație, soiul Genius, avem grâuri care depășesc 10 tone pe hectar. Chiar ieri am vorbit cu un domn fermier extraordinar. 10-11 tone pe hectar a obținut anul trecut la Catarina. Producție extraordinară la SULN, cel mai bun ors din România. Cea mai mare toleranță la cădere. Din sutele de câmpuri cu SULN pe care le-am văzut, doar două le-am văzut căzute. Un câmp era la irigat și un câmp avea vreo 500 de kilograme de complexe date destul de scurt. Și o cantitate de azot foarte mare. Intrăm ușor în orzuri. Și vom avea ultimul soi de orz, SULN. Două parcele de SULN. 31 martie, județul Ialomița-Călăraș. Suntem la 10 minute de orașul Slobozia. Așa cum ziceam, cea mai frumoasă platformă demonstrativă din România